Dacă există întrebări, și parcă există, se depune domnului profesor Florin Duțu, sau nou eventual, ediția senatului care este între noi. Probabil că sunt întrebări. Figura este mare, dar uitată de lumea noastră. Din păcate, nu mai apare și nu numai el. Sunt figuri mari ale culturii interferice, oameni care au fost români, ortodoxi, ortodoxi, și au cam dispărut din motive cunoscute sau mai puțin cunoscute. Și cazul Nichifor Țarnă. Există, de fapt, și alte personalități, și numai din cultură, sau din învățământ, și din alte straturi sociale, sau sunt profesionale ale României, din diverse tipuri, care au dispărut. Din motive cunoscute, mai puțin cunoscute. Dar la Nichifor Crain, pentru că a fost prea român, chiar că aproape că a dispărut din manualele școlare, din enciclopedii, din istorii, nu știi cine a fost. A fost un mare orator, a fost doctor honoris causa, repet, la Viena, a fost primul titlu a unui român, a fost de știu eu, poate știu, poate ești pe tine, în 1940, deci an când deja Europa era în război. Vă dați seama dacă aceia de acolo, unde era cultura, vârful culturii mondiale, i-au acordat acest titlu, ce era Nichifor Crain, poate că acasă, poate știau, poate nu știau, dar cred că atunci știau cine este. Acum, din păcate, nu prea mai știu. Dar totuși, hai să îl redescoperim câteva cuvinte cu câteva întrebări. Domnul director. Există în sală un domn, domnul George Cușa, care l-a cunoscut pe Nichifor Crain în niște condiții mai speciale. Și l-a rugat dacă ne poate spune câte ceva din tinerețea dânsului și a Nichifor Crain. Dar eram la iud, pentru două ori la iud, cu 21 de ani de detenție, ondorat de Tribunalul Militar Constanța. Făcuți-mă înainte 5 ani și pentru un colin care l-am făcut în 1947, a cărui bani ne-am dus la București la două doamne, deci în 58, parcă doamne murise de spus cu 20 de ani de zile în urmă. Rămăsese totuși un act condamnabil din punctul de vedere, pentru că era vorba de doamna lui soțel lui Ionel Mota și soțel lui Corneliu Codreanu. În 47 l-am dus din sat de la mine cu încă un coleg și am dus niște daruri de Crăciun. A fost concedată această turnat din sat de la mine și pentru acest motiv s-a dat pe lângă altele, pe care nu le-am declarat în ancheta la Ministerul de Interne în 1948, când a fost condamnat în centrul de stat București, regional. La iud, 1961, comunicasem la Morse, țineam o lecție despre Hegel, un nucleu Hegel, făcut în filozofia, până în anul 4. Și am transmis la Moște și a fost prins, bineînțeles, și după aceea izolarea. Ne-am venit cu izolare pentru 7 zile, cam 6 de 7 zile. Și era în perioada când eram în celulă chiar cu Petre Țuțea, Petre Pandrea, părintele Boghiu Sofian, Nae Cojocar și 3 studenți, foști studenți trecuți pe la Pitești. Am primit pe de 7 chiloți în bocan și cămașe, jos la neagră. Nu știam unde e neagră, dar nu știu că mi-a cumpărit din celular și m-a dus la Zarcă. Știam că la Zarcă sunt personalitări marcante. La Zarcă. Am intrat în Zarcă și nu știu ce busculade a fost acolo. Trebuia să mă duc la celula de execuție. La capătul Zarcă.
nu știu cum sculat a fost acolo, când la un moment dat mi-a spus însoțitorul meu, stai puțin aici, mi-a deschis o ușă și m-a vârst înăuntru. N-aveam voie să merg mai departe, pentru că aveam 7, 8 sau 10 deținuți politici care trebuia să fie repartizați. Și ca să nu ne vedem unii cu ceilalți, m-a băgat într-o celulă. Pe în celula respectivă, o celulă zarcă era mizerabilă, sigur. Noi, totuși, celulele noastre de la celulare erau celule normale, adică normale, normale din punctul lor de vedere. O celulă care e destinată pentru un singur deținut politic, cu dimensiuni de 2 ori 3, noi stăteam 8-5 acolo, în 4-4. Deci, eram la zarcă la partier, la partierul de jos, așa spuneau jandarmi, adică milițieni de acolo. Și m-am venit într-o celulă. În celulă respectivă mi s-a părut cam tenebroasă așa, deși tenebroasă era pentru că perestele de la aiut fuseseră deja oblonite. S-au pus scândul la fiecare să nu vede nici cerul, nici pământul. Am intrat înăuntru patru paturi, cam dezordonate așa, nu știu cum să spun. Și într-un pat de jos văd o mobilizație de om strâns așa. M-am mirat de la început faptul că n-avea voie să stai în paturi. Trebuia să stai la marginea paturi de obicei. Dar m-am prezentat, că așa era moda în detenție, că fiind undeva trebuie să te prezinți. Știam cum mă numesc, știam anii de detenție, știam pentru ce am fost condamnat. Intru înăuntru și omul acela care era puțin cam învelit în pătură, a scos capul așa și mi se mai tare ciudată ființa asta. Brunet, uite așa, nu știu cum erau. Nu știu că am avut o senzație, așa, m-am dezamăgit, nu știu să spun. Omul de sub pătură s-a uitat la mine și a început să zâmbească, după aceea să se râdă. Ha, ha, ha. Păi zice, păi vii la mare aici, ce vezi la, vii la mare și la plaje, că dacă eram în cămașe, în chinos și fără șapcă, în bocanci, mă numesc, ce-a spus, mă numesc Cușa George din Constanța. Ești binevenit, dar după nume înseamnă că ești român. Da, domnule, dumneavoastră, pe mine, eu sunt Nichifor Crainic. Mi-am făcut cruce. Adică zic, eu nu Nichifor Crainic, Ion Dobre. A, mă știi? Păi vă știu din perioada 44-45 de la București, că și eu am studiat la filozofie și m-am odiat o singură dată. N-am putut să termin cuvintele respective, s-a deschis de nou ușa și m-am luat milițar și m-am dus la Neagră. Asta a fost întrebederea mea cu Nichifor Crainic. Avea vocea metalică încă, suferea foarte mult de reumatism și de foame. Cumplit. Dar, pentru că vine vorba de Crainic, vreau să vă spun că noi am avut mai mulți poeți în detenție, dar doi au fost cei care au fost un fel de stâlpi ai noștri. E vorba de Radu Gir, care ne-a coborât pe Iisus în celulă, și Nichifor Crainic, care ne-a arătat unde sunt cei care nu mai sunt. Și pentru că a venit vorba de unde sunt cei care nu mai sunt, să vă citesc mai câteva versuri din el, dacă se poate, da? Când detenție, când cineva întreba, băi, unde a fost Gheorghe ăla? Păi du-te și întreabă-l pe Crainic, că el spune unde sunt cei care nu mai sunt. Nu l-am pierdut. A, o trebuie atâta, dacă nu știu asta. Doamne, ferește. Întrebi și eu. Uite aici. Unde sunt cei care nu mai sunt? Întrebat am vântul zburătorul, bidibiu pe care aleargă norul.
cât albastre margini de pământ, unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Disavântul aripile lor mă doboare nevăzute în zbor. Întrebat-a lumința ciocârlie, ca de la ce leagă în tărie. Unde lemnul cântecului sfânt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zița ciocărlie s-a ascuns în lumina celui nepătruns. Întrebat în bufnița cu ochiul sferic, oarba care vede din tuneric. Tainele necuprinse de cuvânt. Unde sunt cei care nu mai sunt? Unde sunt cei care nu mai sunt? Zița bufnița, când va cădea, marele întuneric vei vedea. Vă mulțumesc! Altă întrebare există? Da. Până atunci eu vreau să vă spun că am spus mai puțin că trebuia despre domnul profesor Florin Duțu, dânsul a ereditat, să zicem așa, sau creat o formă cât de cât academică, o să spun chiar academică, la memoriile lui Nichivor Crainic. Sunt trei volume care reprezintă trei etape distincte din viața sa. E vorba de toată de la începutul vieții până în 1944, moment când el cade în distrații, cade sub vremuri, sau cum să zic eu, sub urmărirea noilor autorități care veneau de la nord-est, bolșevice, cadediste, comuniste, comuniste atee, pot să zice. Asta e prima etapă și primul volum este pentru mine cel mai interesant, reprezintă foarte bine imaginea culturii românești în adâncurile sale, deci nu numai presă, de vorba și de Academia Română, de vorba și de politica românească, de teologia românească și multe, multe alte aspecte care înseamnă cultura și genul românesc. Etapa a doua este de vorba de acei ani trei de privilegie, mai ales prin Transilvania, care ne-a vorbit de un profesor. Volumul e mai succint, dar arată din ce a trecut, chiar se poate face un film în mod cert și văd că nu s-a gătit nimeni să-l facă despre acești ani dramatici, trei ani. Și după aceea urmează anii 47-62, 15 ani de pușcărie, anii de temniță grea ale lui Nichivor Crainic. E foarte greu să descrii temnița, toate fețele temniței. Sunt unii care condamnă temnița, compromise care ajung acolo, cazul Pitești și cazul chiar Aiud, dacă vrei, sau alte pușcării românești, mi-au cedat nervos. Și el poate aceda nervos și nu numai e și alții, chiar de-ai noștri din biserică, dar vremurile au fost cumplite. Oamenii nu au putut să reziste și au făcut tevlan cu altora. Dar ei rămân martiri, mărturistori și oameni adevărați pentru neamul nostru, pentru neamul românesc, pentru ortodoxia românească. Așa a fost și Nichivor Crainic. Deci astea sunt cele trei volume de memorii care ar merita, cred că au fost și aici prin librăria domnului director, mai ales primul volum, îi recomand, este super volum. Bine editat, în formă academică, editarea. După aceea apar lucrări care se referă la cele trei personalități, nu știu care aici sunt, Stăniloae, Crainic și Boca. Există și alte mărturisiri, că dânsul a căutat, m-a spus, la sursă informații, a scris despre fiecare în parte, despre părintele Stăniloae, despre părintele Arsenie Boca, despre domnul profesor Nichivor Crainic, cărți distincte. Au apărut prin librării, mă rog, le-am mai găsit și eu și alții pe la Mănăstirea Sâmbăta, și nu numai, chiar pe aici, pe la Curtea Brâncovenească. Deci a depus mult sârg, o să spun, în această cercetare de a redescoperi pe acești trei mari români pe care i-a pomenit, Nichivor Crainic, părintele Dumitru Stăniloae, părintele Arsenie Boca. Dacă mai sunt alte întrebări, ceva, e o mică surpriză, că peste foarte puțină vreme vom, dați-mi voie să spun asta, vom întâmpina, vom sărbători, până la urmă, o sărbătoare mare pentru neamul românesc, 100 de ani de la unirea, reunificarea, e vorba de mai multe reunificări ale Basarabiei, sau Moldova aceea de la nord-est, Basarabia, să-mi spună domnul profesor că despre este vorba, să pomenim și ceva despre ea, asta e surpriza, foarte puțin timp, dar cu noutăți.
din istoria actuală, să nu zic recentă, a Basarabiei de astăzi. Dacă sunt întrebări, am văzut acolo, este un doritor. Domnul care a făcut și poze. Nu așa, vă rog. Mulțumim pentru momentele de până acum. Și referitor la ceea ce înseamnă sau ceea ce îmi place foarte mult să numesc Țiruca și generic și ceea ce pornisem cu ceva timp în urmă, un proiect pe care nu l-am abandonat împreună cu domnul Marcel Boulu. Generic care am găsit eu de cuvinte al numii permanenta reîntoarcere, restituție in integrum. Întrebarea mea se referă la un aspect cu totul esențial privind restituirea, dreptul la restituire a tot ceea ce înseamnă valoare a poporului român. Având în vedere și faptul că prețurile sunt deloc încurajatoare, la indiferent ce formă de manifestare a actelor de cultură, îndeoseb celor care au cea mai mare nevoie, stranie coincidență, aceștia dispun de el. Având în vedere acest lucru, întreb, mă opresc asupra unui exemplu, o întrebare exemplificatoare. Această înregistrare pe care, cu care ne-ați bucurat inimile, sufletele, făcând a intra în prezentul continuu, în prezentul dumnezeiesc, având în vedere că acest prezent îl simțim și atunci când citim operele jurnalistice ale lui Mihai Eminescu, mari mărturisitori ne fac să stea timpul în loc, timpul să nu mai aibă valoare și să ne veșnicim o clipă. Într-o asemenea situație putem nădăjduim că nu numai înregistrarea aceasta cu Nichifor Crani, care este un material de o însemnătate covârșitoare, în toată mai cu seamă prin simplitatea sa neacademică, putem nădăjdui că asemenea materiale, dar nu numai acesta, vor fi tezaurizate într-un fel sau altul, așa încât studenții dumneavoastră să poată fi, să se poată ridica pe un scaunel mai decent de la nivelul ierbii, iar cei care le vor urma, însă și cei de vârsta a doua, a treia, să își poată primeni sufletele. Adminte, cum este o altă vorbă, și dacă se taci, nu e o problemă. Vine vremea când pietrele din zidurile cetății vor vorbi. Eu vă mulțumesc. Întrebarea era aceasta. Accesul liber, o modalitate de cezaurizare, în genul datoromanica.com, de exemplu. Nu în maniera Gagl, care vine acum Paul Getty și monopolizează tot ce înseamnă public domain open source la nivel mondial, că nu mai poți să scoți o imagine din 1765. Și liberul acces. Deci o tezaurizare, un început bun. Fie și prin Biblioteca Centrală Universitară, prin această datoromanica s-a întrebat cu tot o altă manieră, dar dedicată nu numai sfinților noștri din închisori. Sunt cunosc personal, pentru că am colaborat cu Radio Constanța în primele luni de existență, iar soția mea lucrează și acum acolo, un fenomen care s-a petrecut la București. Cilindrii de ceară și o mulțime de înregistrări din fonoteca de la colecția lui Brăiluiu, de la București, Institutul de Etnografie și Folclor, au făcut pași, s-au dus pe urmele brățărilor lui Tanti Tamara, fie
au fost pur și simplu distruse. Suntem un popor pe care de a fi contestat în privința identității sale dumnezeiești, că Dumnezeu știe că ne-a așezat aici, tocmai prin aceste racuri. Or, ce se poate face prin dumneavoastră? Asta era întrebarea. Putem crede că într-o perioadă relativ scurtă se va putea accede un asemenea material sau altul sau altul, pentru că azi să pui la o casă de înregistrare, e simplu. E deosebit de simplu. Dar este aproape injurios, iertați-mă. Eu ca brand designer, pentru că am avut un brand action cu Curtea Brâncovenească, cunosc oarecum costurile. Dar nu este normal. Dacă ei sunt părinții noștri, noi să cumpărăm amintiri despre părinții noștri. Atât am avut de întrebat. Domnul profesor, domnul Tahinos, dacă îmi permiteți, dacă nu abuzez de dumneavoastră, pentru că îmi propusesem acest lucru, aș dori numai dacă mi este permis, da citire unui poem pe care îl pregătisem pentru seara aceasta în memoria lui Nichifor Cranic și a tuturor celorlalți, dintr-un volum de versuri în pregătire, Lanț de rugăciune se numește. Haideți, dăm întâi răspunsul la întrebare și după aia încercăm să găsim și soluțiile celelalte. Cu permisiunea dumneavoastră, deși eu eram pregătit pentru un preambul la tema Basarabiei, pe care o vor dezvolta mâine, întâmplător sunt, într-o anumită măsură, la curent cu ceea ce ați amintit. Este un lucru extrem de important, proiectul Daco-Romanica, pentru că înseamnă tezaurizarea, practic, în panteonul românesc, permanent, a valorilor spirituale, în primul rând, a cărților, a bibliotecilor și a tuturor creației, a întregii creații științifice și culturale. Mai este Clujul, iertați-mă. Nu numai Clujul, da, stau. Deci, în urmă cu mai mulți ani, Biblioteca Metropolitană București, împreună cu Biblioteca Academiei, a inițiat acest proiect. El a avut niște progrese semnificative. Sigur, în ultimii ani au intervenit niște disfuncții legate de conducerea Bibliotecii Metropolitane de moment, oricum cazul cunoscut. Din câte știu, proiectul se reia și există perspectiva ca să fie dezvoltat, ceea ce mi se pare foarte normal pentru un sistem modern de tezaurizare a cărții și a întregii creații științifice culturale a unei națiuni. Deci există lucruri deosebite făcute în acest proiect Daco-Romanica și există perspectiva pentru continuarea și pentru dezvoltarea sa în viitor. Aceasta vreau să vă spun. În privința acestei înregistrări, vom putea spera că aceasta și altele vor putea fi aduse la bunul public, ca și acest atezaur. Asta era întrebarea. Rostul proiectului este tocmai să fie adus cu maximă, să spunem, accesibilitate la bunul public, la îndemâna oricărui cetățean din țara asta. Deci, acum sunt deja o serie de lucruri digitizate, ca să-i formă în viață cu digitizare a tezaurului de carte și nu numai de carte, de film, de orice înseamnă creație științifică, culturală, spirituală a națiunii. Deci, sigur că da, asta este rostul. Și alte țări, cum este Franța, Germania, mai spun, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, au făcut progrese semnificative în acest domeniu și noi suntem ca totdeauna cam mai cu o oarecare întârziere, dar există premise totuși pentru dezvoltarea proiectului în continuare. Există, mă rog, a fost și eu pe acolo, în spațiul ăsta politic al Parlamentului de astăzi, există o idee, poate un proiect, mă rog, l-am gândit și eu într-un anume fel, l-am și spus unde trebuia, poate o să ia și în viață, spre o lege despre conservarea valorilor românești. Iată, un exemplu, dacă vreți să mă ascultați. Noi nu avem în România noastră, referent la nomenclatorul străzilor, de pildă, am voie să fie Nichifor Cranic. Există undeva Nichifor Cranic în România, a fost stradă? Ah, la el acasă. Dar totuși Nichifor Cranic este doctor honoris causa la Viena. Unde ar merita el să aibă o stradă? Există alții. Aici, în Dobrogea, am încercat, am putut discuții chiar la nivelul primăriei, există pe care au un proiect.
Este și date pe din țară. Ația oameni, ația valori, ația militar, ația ofițeri, general, valori de armată. Dar este oameni de cultură, oameni care au fost puțin de dreapta, oameni care au avut valori ortodoxe. Sunt erarhi români. Vorbeam despre Isarion Puiu, poate o să-l pomenim aici, domnul director, cu NATO, dacă aveți plăcere, un colonel al armatei române, armatei actuale, dar care a trăit din plin pe Isarion Puiu, să-l redescoperim. O figură mare, care putea să fie și el omorât, cum ceilalți, în 46, pentru că a fost român. Și a fost așa, din întâmplător, a fost prin Basarabia, Bucovina și Transnistria. Asta ca paranteză. Nu numai acest lucru, dar există valori care pot fi scoase în evidență în țară și în afara țării. Și să nu ne mai iasă aceste valori din țară. Să există totuși o monitorizare a acestor valori. Noi nu avem un inventar al valorilor mobile și imobile în cultura românească. Am pus problema asta foarte clar. Depinde în biserică. Noi avem un inventar colosal. Și totuși ne scapă câte ceva. De aceea trebuie să lucrurile gândite bine printr-o legislație bine pusă la punct, în care să respectăm valoarea poporului român din toate timpurile, și mai ales pentru secolul 21 în care noi trăim. Cam asta am vrut să spun. Mai este cineva, parcă, Nicole Coezie. Singura stradă este în Țitești, numele lui. Da? A părut bine. Mă bucur. Vă că ești bine fost la punct. Da. Domnul Cușa, vă rog. În 1964, pe 26 iunie, am plecat acasă pe bază de decret. Vreau să-mi dat nevoie să plec și acum acasă, pentru că a primit semnalul de soția, care m-a așteptat săraca, și plec cu toți deținuții mei politici. Atât am luat, trei. Așa că să nu care cumva să credeți că, adică, nu este mică luptător pe baricade, dar trebuie să plec. Am fiat cu gardă de corp. Da. Am înțeles. Neagră, nu de mult.